Stadiul lucrărilor la varianta de ocolire Arad Est a depășit 75%. Termenul prevăzut în contract fiind ianuarie 2025. Toate categoriile de lucrări se află într-un stadiu avansat, printre care se numără umpluturile rampelor, realizarea stratului de fundație, a straturilor bituminoase, colectarea și evacuarea apelor pluviale, relocarea utilităților, pista de biciclete și au început și lucrările de realizare a suprastructurii de iluminat. De asemenea, la pasajul peste calea ferată și la podul peste Mureș, stadiul lucrărilor se apropie de 90%. De redepe, Timișoara este supervizor al acestei investiții lansate la de Consiliul Județean Arad, în parteneriat cu CNAIRE.